doamnelor și domnilor, doamnelor, domnișorilor și domnilor, dragi prieteni și parteneri, înainte de orice, dați-mi voie ca de fiecare dată când particip la un eveniment public să mă plec în fața fostilor deținuți politici, coloana vertebrală a acestei națiuni. Pentru că ei reprezintă ceea ce tineretul de astăzi trebuie să înțeleagă cu tărie. Fără istorie, fără conștiință, fără memorie, nu se poate face nimic în această țară. Fundația Corneliu Coposu, pe care cu onoare o reprezint, este foarte onorată să fie parte din acest proiect, să fie alături de Fundația Academia Civică, Fundația Hanzaită, Asociația Ține de Noi, Centrul Rațiu pentru Democrație, pentru că pe lângă titlul acestei expoziții, Democrație și Protest, cred că cel mai important lucru pentru noi toți este să realizăm că ceea ce am obținut cu toți este libertate. Și când spun libertate, mă refer la libertatea în adevăratul înțeles al cuvântului. Tinerii trebuie să înțeleagă că libertate nu înseamnă libertinaj. Că libertate obținută cu atâta dificultate de către cei care și-au dat viața în pușcările comuniste, trebuie dusă mai departe. În aceste vremuri, noi ne plângem de aceste vremuri, dar nu trebuie să uităm niciodată sacrificiul pe care l-au făcut oamenii acestei nații, indiferent din ce partid politic sau din ce mișcare făceau parte. Mă bucur că alături de noi, astăzi, aici, este distinsul domn Paul Lăzărescu, cel care, la data de 8 noiembrie 1945, alături de foarte mulți tineri, naționali țărăniști, liberali, cu dragoste pentru democrație, pentru majestatea sa, regele Mihai, au protestat și unii dintre ei și-au dat viața, fiind uciși cu bestialitate de puterea comunistă de atunci. Am să-l rog pe domnia sa să vă spună câteva cuvinte despre primul mare miting anticomunist care a avut loc în România. Și rog generația tânără să ia exemplu și să nu se lasă, să profite de toți cei care sunt încă printre noi, puțin, dar sunt printre noi, pentru a afla ceea ce s-a întâmplat în această tristă perioadă din ultimii 74 de ani. Fără istorie, fără memorie, fără conștiință, nu putem să facem nimic în această țară. Dați-mi voie și rog cu tot dragul pe domnul Paul Lăzărescu să vă spună câteva cuvinte. Mulțumesc!